găsit, dragi ascultători ai Antenei Satelor. Suntem în partea a doua a emisiunii Lada Dezestre și alături de mine a sosit Tina Militaru, invitata, una dintre invitații mei de astăzi. Îl avem prin telefon și pe Ionuț Dulgheriu. Cei care nu-l cunoașteți, aveți ocazia să descoperiți cine este Ionuț în această oră din emisiunea Lada Dezestre. Bun venit, Ionuț Dulgheriu! Revenim cu legătura telefonică de la Constanța cu Ionuț. Deocamdată Tina alături de noi. Bine ai venit în emisiunea Lada Dezestre. Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Vă salut cu tot respectul și pe voi toți cei de la Antena Satelor, pe care vă ascult și eu cu mare drag când sunt acasă, și ascultătorii noștri dragi, care totdeauna sunt pe recepție și ne urmăresc și pe noi și pe voi. Ne urmăresc, ascultă cântecele pe care noi le oferim și cred că simt și ei o răcorire, măcar sufletească, dacă nu fizică, prin aceste cântece în aceste zile caniculare, care trebuie să o recunoaștem, ne afectează mai mult sau mai puțin pe fiecare. Pe toți este foarte, foarte cald, este îngrozitor de cald. Dar sperăm să ne descurcăm. Exact, și spuneai ceva mai devreme, Tina, înainte de a intra în emisiune, că ești o bunică fericită. Am să încep cu această parte a vieții tale, această etapă din viața ta, aceea de bunică. De bunică, da. Chiar dacă urci în continuare pe scenă și îmbraci costumul popular și cânți la spectacole, bucuria cea mai mare ți-o aduc aceste două nepoțele de la unul dintre băieții tăi. Așa este, îmi doream tare mult nepoțele, pentru că am avut doi băieți. Și Dumnezeu mi-a dat acum două nepoțele de la băiatul mare. Mara este cea mare, de 4 ani și jumătate, și Andreea cea mică, de 2 ani și 4 luni. Ce nume frumoase! Floricele mele. Și Andreea. Da, da, da. Și bunica are, bineînțeles, mai multă răbdare decât a avut cu proprii copii, cu nepoțelele. Întotdeauna, și bunicul, cel care nu s-a ocupat absolut deloc de copiii noștri, că nu avea timp, nu era acasă, pe vremea aia mai mult plecat, așa. Așa era jobul dumnealui, pentru că da, lucra. Eu aveam o vorbă și o spuneam și o spun și acum: eu sunt văduva cu bărbat, pentru că el nu era niciodată acasă. Acum se ocupă foarte mult de nepoțele. Da. Foarte, foarte mult, da. Da. Se ocupă de nepoțele și cred că le iubește, da, nespus. Toate poftele le face bunicul și bunica la fel. Curând o să începeți să și cântați în familie, o să le înveți da, cântecele. Deja cântăm, știm cântecele, știm rugăciuni, cea mare, adică știe mai multe, cea mică repetă și ea așa, dar curând acum, o să intre și ea în grupul cântăreților. Grup, da, da. Este foarte, foarte frumos acest lucru. Orice om își dorește să-și crească copiii și apoi să-și vadă și nepoții și să-i crească și pe ei. Să știi, Ileana, că am foarte multe prietene care aveau nepoți și tot așa spuneau: vai, nu mă știu, ai mă, ce atâta, ce n-ai avut copii, ce poate să fie, hai să vezi tu. Într-adevăr, nu știu, parcă dragostea este mai mare la nepoți decât la copii. Așa spun toți bunicii, da, și răbdarea este mai mare, și răbdarea, deși nu crezi că o vei avea. Ascultăm un prim cântec din repertoriul tău și încercăm să luăm legătura și cu Ionuț Dulgheriu. Cu drag. Pe dumneavoastră vă așteptăm cu mesaje pe pagina de Facebook, dragi ascultători. Cântecul pe care vi-l oferim din repertoriul Tinei Militaru, Când eram la mama fată. Tot vorbeam de copii și da, de... Foarte frumos, un cântec de suflet. Când eram la mama fată,
Doamne, te-am crezut și mult rău că mi-am făcut. Și acum mă închizi în casă, nu mă arăți la nimeni ca să nu știe lumea, mă, că tu negă ești plecat după mândrele din sat, mă, că tu negă ești plecat după mândrele din sat. Acasă, dar n-aștept cu frica în sână că te porți ca un nebun, mă, și te-aș duce-n iad, mă rog, să te vând pe unghii ochi, mă, ca să-mi spună la ureche de mai am altă pereche, și te-aș duce-n iad, mă rog, să te vând pe unghii. Lada de Zestre cu Ilana Vieru. Păstrăm trecutul intact. De această dată îl avem prin telefon și pe Ionuț Dulgheriu, asistent universitar doctorand al Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Ionuț este actor, este interpret, prezentator și un mare iubitor de folclor. Și este și om de radio. Bun venit în emisiunea Lada de Zestre, Ionuț Dulgheriu. Salut, până, Ileana, bine te-am găsit pe tine. Îți mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ai oferit-o de a fi în direct cu ascultătorii Radio România Antena Satelor. Îi salut și pe ascultătorii dumneavoastră și să știți că am emoții foarte mari. Mulțumesc frumos! Știi că emoțiile uneori sunt constructive, alteori distructive, nu este cazul, pentru că tu ești și actor și de curând ne-am întâlnit la festivalul de la Cumpăna, Festivalul Dor de Cânt Românesc, organizat de doamna primar Mariana Gâjou, unde de fiecare dată urci pe scenă și prezinți toți concurenții mici și mari care urcă pe scena acestei manifestări. Este într-adevăr o onoare și o plăcere pentru că alături de primăria din Cumpăna și Consiliul Local Cumpăna, an de an sunt invitat să prezint acest festival național de folclor pentru tineri interpreți Dor de Cânt Românesc la Cumpăna, acolo unde vin foarte mulți tineri talentați, cu cântece foarte frumoase și sunt un exemplu și ne asigură totodată că avem o pepinieră de formare a viitorilor mari artiști ai cântecului popular românesc. Am alături de mine astăzi o brăileancă. Tu ești constanțean și cântecele pe care le ascultăm sunt din zona Munteniei, dar și din zona Dobrogei. Vreau să te rog. Salut pe această cale invitata dumneavoastră, cred că este vorba de doamna Tina Militaru. Doamna Tina Militaru, exact, și dacă nu v-ați cunoscut personal, veți avea ocazia, sper să faceți acest lucru, ca zonă sunteți aproape unul de altul. Îl salut și eu, nu ne cunoaștem, e adevărat, salut, dar poate vreo Dumnezeu să vrea să ne cunoaștem. Cu mare drag, vă mulțumesc. Vei merge tu la Constanța să cânți. Așa, așa, și atunci un spectacol, Doamne, pe, care, pe care îl va prezenta da, Ionuț da. Așa, știu despre cine e vorba, îl cunosc ca și persoană, dar nu ne-am întâlnit tet-a-tet. Da, da, da. Vreau să mai povestești câte ceva despre tine, astfel încât ascultătorii Antenei Satelor care nu te cunosc să o poată face acum, Ionuț. Mi-ai spus în câteva cuvinte că una dintre pasiunile tale este actoria.
este actoria într-adevăr cu mulți ani în urmă. Am decis și datorită marelui compozitor regretatul Dumitru Lupu, compozitor, să urmez cursurile Facultății de Arte la programul de studii de licență Arta Spectacolului Actorie. Așa s-a făcut că am venit ușor către această facultate. Eu eram om de radio atunci și fusesem și om de televiziune, pentru că am lucrat foarte mulți ani ca și corespondent de la Constanța pentru un post de televiziune național. Mi-a surâs ideea de a veni la actorie. L-am ascultat pe domnul Dumitru Lupu, pe marele compozitor, și am urmat cursurile de licență aici la Constanța, după care decanul facultății, cea care mi-a fost și profesor, doamna Daniela Vidcu, mi-a spus că e bine să urmez masterul. Am terminat și cei 2 ani de master cu 3 spectacole de disertație alături de colegii mei. I-am mulțumit domnului decan, domnului Dumitru Lupu, pentru cei 5 ani petrecuți în sânul facultății, iar doamna decan mi-a spus: nu, tu trebuie să rămâi în continuare alături de mine, motiv pentru care te vei duce la școala doctorală și îți vei continua studiile, pentru că eu am nevoie de tine aici la Facultatea de Arte din Constanța. Practic, așa s-a născut acest drum către arte, către teatru, către frumos, dar pe scenă am urcat de dinainte să vin la Facultatea de Arte, în diverse concursuri, spectacole. Am o colaborare bogată cu domnul Bebe Mihu, soțul doamnei Maria Dragomiroiu. Împreună suntem în spectacolele de pe litoralul românesc și nu numai, pentru românii de pretutindeni, în special pentru cei din America și în Canada. Suntem împreună de peste 17 ani și avem o colaborare frumoasă an de an, cel puțin pe litoralul românesc, dar și peste mări și peste țări. Și peste țări, exact, da. Vorbim de teatre de vară pe litoral. Nu sunt teatre de vară. Ai atins un subiect foarte sensibil. Din păcate, autoritățile locale, și nu spun de aici, de la Constanța, în general, teatrele de vară au devenit, cu durere o spun, o paragină. Mi-amintesc că eram copil și mergeam de cele mai multe ori, fiind aproape de mine, teatrul de vară din Mamaia, acolo unde s-au ținut an de an minunatele festivaluri de muzică de ușoară de la Mamaia. Celebrele. Da. Celebrele. Și atât de așteptate de copii, de părinți, de toată lumea. Iar el în momentul de față a devenit o ruină, s-a încercat de mai multe ori prin promisiuni electorale că vor reface teatrul de vară, că vor reface grădina de vară Tomis, că vor reface teatrele din Eforie, teatrul de la Cosinești, de la Saturn, de la Jupiter. Deocamdată ele sunt un pic în paracină, iar noi ne conformăm de fiecare dată și încercăm alături de artiștii din generația de aur să mergem alături de turiști și să avem spectacole vara pe litoral, pentru că oamenii au nevoie de muzică, au nevoie de umor, oamenii au nevoie de relaxare, avem nevoie ca atunci când venim în vacanță să ne simțim efectiv bine. Din păcate, binele ăsta ne-l facem noi nouă reciproc, noi și spectatorilor, telespectatorilor, ascultătorilor, hrănindu-ne cu muzică, pentru că trebuie să recunoaștem, muzica până la urmă rămâne un balsam pentru suflet, dar, din păcate, nu mai avem unde juca și este cel mai trist lucru. Și m-ai făcut să mă... Te rog. Da, vreau să spun că în continuare politicul nu se implică în cultură și este destul de trist. Ar trebui să le amintim, și o facem și noi de câte ori putem, de faptul că în perioada interbelică și chiar și după cel de-al doilea război mondial existau aceste teatre de vară și grădini, unde celebrele grădini și mi-am amintit că la începutul lui iulie Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu au reușit să creeze, să pună pe picioare un prim festival de muzică interbelică la Sala Radio. Au fost 3 serii în care Sala Radio a fost arhi plină și unde artiști din Marea Britanie, din Franța, din România și din alte țări au urcat pe scena Salei Radio și au adus exclusiv muzică din această perioadă. Este exact muzica pe care
o ascultau strămoșii noștri în grădinile și în teatrele de vară. Da, am văzut postările Mirunei Ionescu, pe care o salut, o apreciez și o iubesc foarte mult alături de Miruna. La fel am prezentat cu ea foarte multe evenimente în țară. Este un om extraordinar, un artist complet. La fel și domnul Albeșteanu, mă bucur că a avut această idee minunată de a organiza un astfel de festival, pentru că avem nevoie în continuare de cultură, avem nevoie de artă, avem nevoie de act artistic. Exact. Viața nu se rezumă doar la un concediu petrecut pe malul mării, dar fără altceva decât plajă, cocktailuri și... Chiar seara trecută am avut un spectacol la Neptun, la Teatrul de Vară din Neptun, și vorbeam cu îndrăgitul actor Jean Paler despre ultimul spectacol de la Grădina Boema din București, Grădina Boema, care aparținea atunci Teatrului Constantin Tănase, și despre despărțirea publicului și cât de grea a fost această despărțire și cât de grea a fost pentru actori, în primul rând, cât de mult au avut de suferit, pentru că această Grădină Boema s-a desfințat, era locul unde se adunau foarte mulți actori și veneau și lumea bună foarte mulți spectatori. Și, sigur, și unde oamenii se cunosc și comunică între ei, și este o bucurie aceasta, nu numai a vizionării spectacolului respectiv, cât a comunicării oamenilor între ei. Absolut. Da, noi suntem nostalgici după acele vremuri, dar și optimiști în același timp, în sensul că această Grădină Boema, să avem în continuare deschidere către aceste teatre, către aceste grădini, pentru că oamenii au nevoie și de muzică, oamenii au nevoie și de teatru, oamenii au nevoie de artă. Exact. Pentru că arta ne unește de fiecare dată și oferă publicului acea bucurie, acel balsam care ne lipsește și a început să ne lipsească, pentru că am devenit tot mai ocupați, tot mai pe fugă și tot mai stresați. Și tot mai triști, fără artă. Și am să o întreb și pe Tina Militaru. Da. Am să o întreb și pe Tina Militaru. Mai au nevoie Tina oamenii de cântec popular? Când artiștii urcă pe scenă, li se schimbă starea psihică, bucuria este alta, îi scoateți din tristețe, din cum să nu, cotidian? Oamenii vin la spectacol întotdeauna, și anul trecut am avut spectacole și aproape de București și undeva spre Uziceni, așa, mai nu are rost acum să enumăr, dar vreau să vă spun doar atât, că în momentul în care muzica populară se răsună, oamenii se încing la joc, la hore, sârbe, și este atât de plăcut să vezi dansând oamenii, ți-aduce aminte de copilărie, de hora satului, de vremurile bune. Oamenii încă sunt dornici chiar, nu mai sunt, exact cum spunea și Ionuț, da, nu mai sunt atâtea spectacole pe cât ar vrea oamenii să le vadă. Sunt foarte dornici. De la pandemie încoace, eu zic așa, că lumea s-a schimbat puțin în sensul rău al cuvântului. Deși ar fi trebuit să ne schimbăm în bine, deși pentru ar fi că trebuit, am avut exact, de izolare. Exact. Sunt spectacole, dar probabil că mai multe în marile orașe ale țării, dar oamenii de la sat, oamenii care s-ar bucura enorm ca artiștii să vină acolo, în satul lor, nu cred că mai au în anumite locuri unde să cânte, pentru că acele cămine culturale s-au desfințat. În general, spectacolele la care am fost eu în ultima perioadă au fost numai în aer liber, deci nu, în cămine culturale nici vorbă. În aer liber, scene, da, din acestea scene, amenajate. Exact, amenajate. Sigur că e bine, dacă vremea e bună și oamenii pot să vină fără număr, să spunem așa, nu e un număr limitat de locuri câți oameni ar putea să încapă într-un cămin, și atunci e un lucru bun, dar în același timp, dacă vremea nu permite și spectacolul nu poate fi ținut în aer liber, ar trebui să existe posibilitatea aceasta. Așa este, așa este. În general, scenele sunt acoperite, dar nu mi s-a întâmplat mie personal să prind vreme urâtă. Mulțumesc Dumnezeu până acum. Da, suntem la mila Domnului. Da, la mila Domnului, exact. Dar simți bucuria acelor oameni în momentul în care urci pe scenă, faptul că ceva altfel, ceva diferit s-a petrecut în viețile lor, în care trudesc, muncesc pământul de multe ori, au prea puține bucurii, da, și
Ce vreau să subliniez și Ionuț este în asentimentul meu cu ce spunea mai devreme. Omul are nevoie de cântec, are nevoie de artă. Viața și așa este grea, este monotonă, este repetitivă. În șirul așa zilelor, este. La fel, trebuie să, ceva trebuie să rupă șirul și să îl facă pe om să se și bucure de viață, nu doar să trudească. Oamenii... Și acesta este cântecul, piesa de teatru, arta în general. Exact. Oamenii sunt dornici, dar, din păcate, spectacolele sunt puține. Da. Ionuț Dulgheriu, am ales pentru minutele următoare un cântec din repertoriul Tinei Militaru. Eu ți-am spus, Nei, că ți-am spus, evident, o melodie de dragoste și o celebră piesă pe care și tu și eu și cred că și Tina a ascultat-o de multe ori la festivaluri, o piesă pe care tinerii au preluat-o din repertoriul Nataliei Șerbănescu, Anica Pânză Ghilea, și să spunem că a ghili înseamnă a albi, a înălbi rufele la râu. Deci Anica spăla rufe la râu, la râu. Și le albea. O piesă, cum spuneam, celebră și vă rog pe amândoi să rămâneți alături de mine, iar pe dumneavoastră, ascultătorii Antenei Satelor, să ne scrieți, dacă doriți, pe pagina noastră de Facebook, Radio România Antena Satelor, iar eu am să citesc mesajele dumneavoastră sosite acolo. S-a dus capa de ploaie, când curge neică și roaie. Eu, neică, nu te mai vreau, măi, de la tine gândul iau. Timpul poamelor. Cireșe, vișine, căpșuni, mere, pere, prune, zmeură, coacăze, toate dulci și aromate. Mai puțin una, soacră, soacră, poama acră. E câte una de când te uiți la ea, ți se strepezesc dinții. Că te apucă și spaima când te gândești că dulceața de nevastă ta ar putea să se acrească la fel ca mumă sa peste ceva ani. Soluții există totuși. De prune, de mere, de pere, de vișine. Dă-i 50 de mililitri pe zi să vezi cum se îndulcește mama soacră, așa cât să devină dulcea acrișoară.
ce dar frumos e vara la Antena Satelor! Alături de noi astăzi, în regia de emisie, Mariana Zamfira și Mihaela Vlaicu, le mulțumim. Avem și mesaje sosite pe pagina de Facebook. Ionuț, ești în continuare alături de noi, da? Sunt. Voi citi doar câteva mesaje. Bună ziua, sunt Simona Maria Beșleag, am 15 ani, iubesc foarte mult cântecul popular românesc. Știu, mă gândeam că vei râde. Și vă mulțumesc pentru aceste emisiuni care ne ajută să acumulăm un bagaj de cunoștințe în domeniul pe care noi am ales să-l urmăm. Felicitări doamnei Tina Militaru pentru tot ceea ce face pentru cântecul popular românesc. De asemenea, felicitări domnului Ionuț Dulgheriu pentru promovarea cântecului popular românesc și pentru cariera deosebită pe care o are. Cu respect și prețuire pentru tot ceea ce faceți pentru poporul român, vă trimit un gând bun de aici, de acasă, din comuna Gârceni, județul Vaslui. Și acum să le spunem ascultătorilor noștri de ce zâmbeam și râdeam, Ionuț. Simona Beșleagă este o tânără extraordinar de talentată și a dovedit-o în toți acești ani de când participă
la festivalurile de folclor din țară, iar ascultătorilor Radio România Antena Satelor trebuie să le spunem, draga mea, Ileana, că Simona a câștigat trofeul festivalului din acest an, Dor de Cânt Românesc, de aici de la Constanța, mai exact de la Cumpăna. Exact. Da, felicitări! La această ediție a 17-a, sper să nu greșesc, deținătoarea trofeului este chiar cea care ne-a scris și pe care o felicităm, Simona Maria Beșlag. Am difuzat și eu într-una din săptămânile trecute toate cântecele cu care s-au prezentat tinerii laureați. Laureații acestui festival de la grupa de vârstă 14-18 ani, acesta fiind un festival dedicat copiilor și tinerilor de la începând de la vârsta de 6-7 anișori și până la 18 ani, iar Simona este un copil extraordinar de talentat, un copil care muncește foarte, foarte mult. Și studiază și la vioară, exact. Exact, și ne-a demonstrat acest lucru chiar în festival, în ediția de anul acesta și în edițiile anterioare. Și bineînțeles, la anul, doamna primar o va invita să cânte în recital, în calitate de laureată, da, de trofeistă. Marian Oprea, bună ziua, vă ascult cu drag din localitatea Ștefan cel Mare de Călăraș. Sunt fost locuitor al Câmpul Lungului și salut pe toți câmpulungenii care sărbătoresc zilele orașului. Fac mențiunea că mesajele au sosit și în primul ceas al emisiunii și sosesc și în această oră și domnul Oprea face referire la prima oră când am făcut o invitație la Câmpul Lung, la zilele orașului și la festivalul Sus la Munte la Mușcel. Vă ascult cu mare drag, popesc cu Magdalena, îmi face ziua mai frumoasă aducând în emisiune artiști de valoare de care suntem mândri, de tradițiile noastre românești, mulțumesc cu respect din Vâlcănești, Prahova. Gelu Rusu, dragi prieteni, o după amiază frumoasă tuturor, o zi frumoasă cu bine și multă sănătate, vă ascult cu drag la radio din București, doamna Emi Militaru, și mai citesc și mesajul doamnei Elena Mocioiu. Bună ziua, Radio România Antena Satelor, bună ziua tuturor ascultătorilor radioului, o zi binecuvântată vă doresc. Acum aș vrea, Ionuț, să spun ceva despre tine și tu să completezi. Spuneam că iubești foarte mult teatru și eu sunt o iubitoare de teatru, dar din calitatea de spectator, de pe poziția de spectator, încerc să nu scap nicio piesă nouă pusă în scenă la teatrele din București. Și iată, tu mi-ai trimis aici ceva foarte interesant. Ai obținut cel mai important premiu și primul, sau invers, primul premiu și cel mai important l-ai câștigat în anul 2017 pentru cel mai bun actor în rol secundar în cadrul Festivalului de Teatru Hyperion Iese la Godot cu spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci. Vreau să fac o mică paranteză aici și să spun că am văzut acest spectacol cu peste 30 de ani în urmă la Teatrul Național. Cu o distribuție pe măsură, îmi imaginez. Exact, Florin Piersic era în rol principal și țin minte că am venit cu diriginta noastră, toată clasa de la liceu din Ploiești, să vedem Zbor deasupra unui cuib de cuci. Bineînțeles că am fost foarte impresionată până în ziua de astăzi, autor Ken Kensey. Scenariul Marius Oltean, regia Daniela Vitcu, muzică compusă, acum bineînțeles fac referire la spectacolul, dragi ascultători, în care a jucat Ionuț Dulgheriu, muzica compusă de Alexandru Neș, coreografia Stella Cocârlea, iar rolul tău a fost Charles Cheswick. Cheswick, exact, exact. A fost un spectacol pe care l-am montat la universitate în 2017 la Facultatea de Arte pentru studenții actori care terminau anul 3 și am spus că putem să-l facem un spectacol de licență foarte bun. Și atunci ne-am înscris în mai multe festivaluri cu el. Hyperion la Godot este exemplu, l-am dat exemplu doar pentru că am luat premiu pentru rol secundar acolo, dar el a fost jucat în alte multe festivaluri din țară, de acolo de unde a venit, cu premii speciale și de popularitate. A fost un spectacol extraordinar de bun. Nu văzusem piesa de teatru și de obicei nu mă uit niciodată la ce la spectacolul pe care urmează să-l ridicăm, nu-l caut ca să îl vizionez, să văd personajul meu. Ca să nu simți vreo influență. Nu, e bine
bine să descoperim personajul, că de-aia la teatru se face mai întâi lectură și ușor, ușor începe ridicarea lui, montarea, practic, a spectacolului. Și țin minte la fel că cei de la Tulcea, de la teatru de acolo, au scos premiera înainte de noi la Azbor deasupra unui cuidecut și am fost curios și am mers și am văzut, nu m-a influențat Cheswick de la Tulcea și atunci eu am venit cu un alt Cheswick mult mai emotiv, mult mai speriat, dar spun eu că am construit un rol frumos care mi-a plăcut enorm de mult, după care au venit alte premii importante, pentru că imediat după Zbor deasupra unui cuib de guci am montat o adaptare a celebrului spectacol Cocoșatul de la Notre Dame pe muzica acelui aș tânăr compozitor Alexandru Nești, care a devenit între timp membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, pe un libret foarte frumos scris de Carmen Aldea Vlad, un spectacol care a avut un succes răsunător și la fel cu el am participat la foarte multe festivaluri, în festivaluri de teatru în țară, dar și aici la Constanța l-am jucat de foarte, foarte multe ori. De-abia așteptăm și noi, eu și cu Tina, să te vedem într-un spectacol. În momentul în care vei juca, ne vei anunța și vom veni chiar până la Constanța, promit aici în fața ascultătorilor, cel puțin în numele meu. Tina, vine și ea cu mine. Împreună cu Tina, păi cum? Da. Să știți că eu, fiind constanțean, vă invit pe această cale să urmăriți, pentru că așa cum spuneai tu, Ileana, draga mea, mai devreme, ești o mare iubitoare de teatru, la fel sunt convins că și doamna Tina Militaru este. Vă invit cu drag la Teatrul de Stat Constanța, aici unde au loc spectacole deosebite, un teatru tânăr, un teatru frumos, un teatru care a obținut premii Uniter în ultima perioadă. Se desfășoară la ora actuală în Constanța Festivalul de Teatru SIS, organizat de Consiliul Județean Constanța și Teatrul de Stat Constanța, unde participă majoritatea teatrelor din țară. Este un eveniment cultural extraordinar pentru orașul de la Malul Mării. Da, da, da. Un lucru foarte bun și este foarte bine că pe această cale află toți ascultătorii noștri ce se întâmplă la Constanța, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile mai puțin bune. Mai puțin bune din punctul nostru de vedere. Poate alții le văd bune, dar faptul că nu avem teatre de vară, faptul că nu avem grădini de vară, este un lucru foarte plăcut. O suferință. Da, este o suferință. Este un of. Da, da. Și sunt în asentimentul tău și eu și cred că și Tina. Sigur. Pentru că este ceva comun artiștilor să-și dorească să urce pe o scenă în fața unui public cât mai numeros și să aibă ocazia să se adreseze publicului și să le facă oamenilor viața un pic mai frumoasă, un pic mai senină, să ne, și teatrul și cântecul ne deschide puțin o altă perspectivă asupra vieții. Și mai uită de grijile vieții și de cele, că nu toată lumea... Exact. Toți avem probleme, de altfel. Și mi-am adus aminte acum, și nu vreau să vorbesc eu prea mult, vreau să vă las pe voi, apropo de faptul că sunt o mare iubitoare de teatru, l-am văzut înainte de pandemie pe Ion Caramitru în piesa Furtuna, cred, de Shakespeare, sper să nu greșesc, în care i-am auzit acea replică celebră care m-a mișcat până la un cutremur al ființei. Noi suntem făcuți din plămada din care sunt făcute visele, iar scurta noastră viață se încheie cu un somn adânc. De fapt, dacă am înțelege că suntem făcuți din plămada din care sunt făcute visele și că avem nevoie de artă, totul s-ar simplifica în viețile noastre. Nu avem nevoie doar de hrană, de hrana pe care o mâncăm în fiecare zi, de zi cu zi. Exact. Și cât adevăr se ascunde în spatele acestor vorbe. Adevăr care, iată, dăinuie și e scris de William Shakespeare, firește, și au trecut foarte mulți ani, sute de ani. Exact. Atunci, dar și Shakespeare rămâne atât de... Să căutăm, nu doar să citim textul, ci să pătrundem un pic în profunzimea lui. Exact. Da.
Tina Militaru, înainte de a mai pune în undă un cântec din repertoriul tău și o altă melodie pe care am ales-o din repertoriul Elenei Roizen, un cântec de nuntă, din ritualul nunții, aș vrea să-mi spui despre crezul tău în viață, despre ceea ce le spui tu acum generațiilor tinere, și ca artistă, și ca mamă, bunică, și om care a trecut prin viață. Ca și artist, pot să spun că generația noastră, noi lăsăm în urmă ceva pentru cei tineri, zic eu, așa, nu mă laud, dar este un adevăr. Noi am creat piesele și text și muzică singuri, și ajutați, de ce să nu recunosc, dar cei de astăzi nu mai au timp să-și creeze, în general dau comandă. Și dacă cântecul nu este trecut prin filtrul sufletului, eu zic că nu putem să simțim. Eu una așa am procedat. Dacă nu am simțit cântecul, nu l-am trăit, nu l-am putut interpreta. Și dacă nu s-a potrivit cu starea ta sufletească și cu felul tău de a fi. Exact. Iar cu felul tău de a te raporta la lume și viață. Da, dar ca și mamă, ca și bunică, ca și om în societate, spun doar atât, să-și păstreze credința, pentru că nu prea mai au credință tinerii, din păcate, nu prea mai au respect. Nici pentru muzică, nici pentru meserie, orice meserie, din păcate, o spun cu părere de rău, dar este un adevăr constatat de mine. Dacă ne îndreptăm către credință și cultură, exact cum spunea și Ionuț, prin cultură devenim mai buni, zic eu, ascultând muzică, vizionând o piesă de teatru, un film bun. Ne umplem timpul și vedem altfel viața, dar tinerii nu prea mai au timp și răbdare și sfătuiesc să-și facă timp și răbdare și să... Pentru că este spre binele lor. Spre binele lor. Să completăm fraza, este spre binele lor și exact. Spre Și să nu ne pierdem credința în Bunul Dumnezeu. Exact. Este vorba de echilibrul lor, nu exact. Pentru că ne dorim noi lucrul ăsta sau pentru că am trăit noi alte vremuri, ci pentru că îi duce credința și tot ceea ce ai spus îi duce spre un echilibru, exact. Iar altfel îi duce spre un haos. Cred că ești și tu, Ionut, în asentimentul nostru. Haosul este destul de aproape. Da. Eu, de exemplu, nepoțica mare care face 5 anișori în decembrie, deja am învățat-o cântecele, deja am învățat-o îngerașul meu rugăciuni, știe să le spună, cea mică repetă și ea după cea mare. Deci, dacă educația nu se face în cei 7 ani, eu zic că nu se mai pot recupera în nicio facultate. Așa deci este. Cei 7 ani de acasă rămân... esențial. Cea mai tare facultate, spun eu. Da. Fără diplomă. Așa este, cum se duce evreul la rabi și îi spune: rabi, copilul meu are 3 săptămâni, când ar fi momentul potrivit să începe educația lui? Și rabi spune: ai întârziat cu 3 săptămâni. Așa este. Da. Exact. Iubești, Ileana, te rog. Pentru că eu sunt în câmpul muncii acum. Să ne ierți. A fost o plăcere deosebită. Vreau doar să mă retrag și să-ți mulțumesc din suflet. Și noi îți mulțumim. Invitația de a fi. Iartă-mă că nu m-am uitat pe ceas. Nu nimic, l-am eu la mână și m-am uitat. Vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru invitația de a fi parte din superba emisiune pe care o realizezi la Radio România Antena Satelor. Le mulțumesc și colegilor tăi de acolo de la radio, doamna Tina Militaru. A fost o bucurie și o onoare să fiu prezent în emisiunea ta și îți mulțumesc din suflet și eu îți mulțumesc. Această cale. Și din partea mea aceleași gânduri. O vară minunată. Iar ascultătorilor le spun următoarele cuvinte. Chiar dacă am sărăcit de vise și de speranțe și de bani, tot mai purtăm întreag în suflet urarea simplă. La mulți ani, dragii mei. Vă pup și vă mulțumesc din suflet pentru această emisiune extraordinară. Și noi îți mulțumim, Ionuț Dulgheriu.
ea și pe animii cu tine noi lua. Lași casă, lași masă, lași bărbatul, lași nevastă. Ia omule, ia și pe animii cu tine noi lua. Lași casă, lași masă, lași bărbatul, lași nevastă. La copior ce le-ai face ei, nu-ți dau vreodată pace. Te trezești în bătrânii cu ce-ai avut la început. Iubește omule în viață tot ce e frumos la față. Iubește cu patimă și cu dor din inimă. Iubește omule în viață tot ce e frumos la față. Iubește cu patimă și cu dor din inimă. Te iubește, nu iubești, tot ai să îmbătrânești. Și-a tu stai și te socoți, vezi bine că nu mai poți. Și te rogi la Dumnezeu să-ți dea putere din nou. De unde puteri să-ți dea, că se duse viața ta. Și te rogi la Dumnezeu să-ți dea putere din nou. De unde puteri să-ți dea, că se duse viața ta. Când ai paginile vieții, dai pe clipele tristeții. Te trezești tot singurel, dar bătrânul tinerel. Când ai paginile vieții, dai de clipele tristeții. Te trezești tot singurel, dar bătrânul tinerel. Și un cântec din repertoriul Elenei Roizen, așa cum v-am promis, azi la nuntă am jucat. Prăpătat. Hai puiule flăcăiaș să-l jucăm la bandelaș. Apucă-l așa pe lat, eu la capătul ălalt. Să dăm drumul jocului înaintea nașului. Hai mireasă ușurel cu mirele Ionel și cu oamenii din sat, bandelașul apăsat. Nu știu doar ce cineva cum îmi place a juca. Nu știu când e pas o torc, așa cum mi-e drag să joc. Când e smunții în sat la noi, mă prind și eu-n pas de doi. Bandelașul uite așa, cu mirii alăturea. Cu nașii cu socrii mari, în alai de lăutari. Cu nuntași cu socrii mici, cum îi da vina pe aici. Crește iarba-n locul pros, unde joacă omorât, culcă iarba la pământ. Unde mirii se nuntesc, buruienile nu cresc. Numai flori și busuioc, tinerii s-aibă noroc. Hai mireasă ușurel, lângă mirele Ionel. Cu toți oamenii din sat, bandelașul apăsat. De când mama m-a făcut, bandelașul am știut și cu mult drag l-am jucat, că-i de pe la noi din sat, de la malul Dunării și mi-l joacă tinerii. Nu se lasă bătrânii, l-om juca cât om trăi. Nunta fără bandelaș, ca și cucu fără glas, ca floarea fără potire, ca mireasa fără mire. Hai în joc de geampara, ca să-mi veselim nunta, să se ducă vestea-n țară de la nunta Dobrogean.
Dragă Tina, suntem la finalul emisiunii. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Le spun celor de acasă că ai o ie superbă. La ora 16, colegul nostru Anton Torneanu va aduce știri proaspete. Te las să ție rămas bun de la ascultători. Vreau în primul rând să le spun că iubesc, că mă bucur de dragostea lor și de faptul că îmi iubesc cântecele și mă solicită cu diferite ocazii și evenimente frumoase. Le mulțumesc tuturor și prietenilor și cunoștințelor și admiratorilor, în primul rând, că dacă sunt astăzi Tina Militaru, sunt datorită acestor oameni minunați care m-au încurajat să merg mai departe. Îți mulțumesc frumos pentru invitație și atât vreau să le doresc din suflet celor care ne-au urmărit o vară răcoroasă și să ne auzim și să ne vedem cu bine. Doamne ajută! Buzău, apă curgătoare. La finalul emisiunii de astăzi, o melodie din repertoriul Tinei Militaru. Spunea mândruța mea că trăiesc, nu te uita, mă.